Salutare, Bez, bine ați venit la nou episod. Băi, noi suntem pe serverul Doom România Roleplay. Vă aștept și pe voi. Și uitați că s-a întâmplat ceva. Am fost acceptați ca și polițist. Acum, de cât am înțeles, trebuie să mergem la clothing ca să ne putem lua hainele. Și hai să vedem cum ne descurcăm. Vă, ce ziceți? O să ne descurcăm sau... Da. Na, hai să mergem repede să ne schimbăm. Să văd care e toată schema. Băi, esențial am vrut să fac live. Dar na. Vedem, poate după masă, mă rog, acest episod o să-l vedeți, da. Am vorbit și eu. Ok, hai să ne închidem frumos mașina. Setări telefon, shop doom, meniu, facțiune, listă membri, am înțeles. Poliție, amendează, arestează, cere buletin, confiscă armele, bun. Bună ziua. Stai să mă duc să mi-l încarc. Sta head, mask, hair, arms, pantalon. No, hai să ne îmbrăcăm încet. Să vedem pare de la poliție. Sper să le găsesc. Pantalonii. Mai greu un pic, dar asta parcă ar fi de armată. Băi, mi s-a făcut un coș aici, nu știu dacă vedeți, am un... Mamă, brontozaur am ești nebun la cap. Păi bine, și... Să-mi zic și mie cineva. Ok. Nu... Dacă nu-l găsesc, atunci o să mă duc pe varianta aia, mai simplu un pic. Asta e pompier. Cred că o să fiu singurul polițist care să îmbracă cam ca ceaiul. Ca ceaiul asta ce are însemna, să ne îmbrăcăm prost. Dar, nu, vedem. Poate am un... Ce mă, iar rolul ăla de la început, mă? Șus. Normal, cam așa. Enter shift. Am înțeles. Ceva de poliție. Să ne luăm. Bun. Așa la cămașă. Și hai să căutăm ceva. Am înțeles. Zici că cine știe ce comisar parcă. Cam așa, ha? Cum arătăm? Am înțeles, cu necklace-ul ăla. Cam cocalar un pic, da? No, bun. Mask arms. Stai să văd. Na, cam... Pe aici cam nebunia lui. Așa. Normal așa-i, ha? Bun. Hai să văd și la pantalon. Să vedem dacă găsim ceva mai... Ok. No, sper să fie bun așa. Bun. Hai să ne facem treaba ca și polițist. Mergem frumos la secție și... Începem după aia să... Vedem să oprim infracțiunile din oraș. Bun. Ca și nou polițist, prima dată trebuie să stăm la roșu, dacă prindem, dacă nu, asta e. Și cu 100 în oraș, bine, glumesc, nu... Mamă, iar începe ploaia, mă? Sau ce se întâmplă aici? What? Da. nu știu care e toată schema. Nu, no, bun, hai să vedem dacă avem ceva acces la arme, la de-astea. Am înțeles ce-s caracter. What the fuck, ce cu caracterul ăla, brother? Mașină în cuie. No, bun. Hai să vedem acum pe unde, my cars și pe unde ar fi. Pe aici. Aici ce birou, office. Aha. Am ceva
arme sau la mine taser sau ceva de genul. Domnul, cum se prezea, am nevoie de o mașină. Acum stai un pic, brodere, că nici eu nu știu care și cum stă treaba. Ia, aici e pușcăria și aici cred că iau armele, a? Magazin arme. Ok, dar nu pot să le... A, arme SRI. Opa. Aici e pușcăria. Da, e... Na, stai să văd. Bun. Stai să fac... Am înțeles. Mă scuzați de... Da. N-am vrut să dau peste oameni, dar... Na. Dacă nu o chemăm pe șeful, da, na, să vedem, are nevoie de o mașină și eu nici nu știu dacă pot să-mi scot mașina, că nu are toată chestia. Hai să vedem dacă avem mașini. E, cumpără Chevrolet, Dacia Duster, Sandero, Dacia Gendarmerie, Ford Focus, Lexus, Locan, Motoretta, Polo, Volkswagen. Cumpără, hai că le iau pe toate și apoi văd eu pe viitor care și cum e. N-a venit unul să-mi zică, bă, nebunule, Dacia Duster, na, nu trebuie de la jandarmerie, dar na, Lexus, motoretă, Polo. Bun, unde Polo? Polo poliție, pot să văd unul, nu am înțeles. Da, cred că... da. O să facem... Da. Cred că facem noi în felul următor. Hai că pot să fac așa ceva, dacă e. Un loc și... Dai, că n-avem ce face. Parchează. Hai că trebuie să o luăm pe jos. Ai, domnul meu, domnul polițist. Colegă, mai bine pe mai spăscort. Nu, bun. Acolo e îngerul care ne ajută și pe noi. Da, apropo, vă aștept pe serverul Domnul România Roleplay. Știu că am precizat odată și o să mai precizez că da, asta e. Hai să ne parcăm mașina. Bun. Băi, mai încolo, brodere, ce faci? Sper să fiu bine așa îmbrăcat, dar nu. Normal. Vedem. Monster, sponsor mic, ești bun, ești nebun. Da, cred că episodul de astăzi o să dureze un pic mai mult. Mergem, după ce ne-am luat mașina, mergem frumos și... Kebab. Bun, hai să vedem încă o dată ce avem aici. Meniu, facțiune. Am înțeles. Medic, meniu, targă. Opa. Reanimează, am înțeles. Poliția mediază, confiscă ilegal, încătușează. Percăționat până în vehicul. Bun. Pe aici, mă? Unde-i? Am înțeles asta de la SRI, cred că... Brodere, Volkswagen Passat, Polo poliție. Bun. Da. No. Domnul Happy în datorie. Hai să... Așa, înțeles, am uitat de alea. Mergem încetuc. Vedem care e toată schema în oraș. Trebuie normal să vorbești cu oamenii. Dar... Asta vedem pe viitor ce-a fi. Sper să ne descurcăm la prima misiune. Care îi? Cam mult la roșu. Da, asta e mașina de la poliție. Arme nu am deloc. Deci de arme nu pot să-mi iau deloc. Nu știu ce ar fi. M-aș duce până înapoi să văd. Ia, hai să mă duc.
Mă duc până înapoi ca să văd dacă chiar pot să-mi iau arme. Și... ia, hai că merge colegul și atunci... cred că pot să-l întreb pe el. De unde pot să-mi iau și eu niște arme, măcar un taser, ceva să am la mine în caz de o problemă. Hai, colegul. Da, hai că da. Am făcut-o de... mă duc să-l întreb pe cineva, adică... parchează. Bun. Stai să sunăm un... cum era? F7? Alt F7? Hai că merge stața dacă e. Bun. Am să-l sun pe colegul. Am înțeles. Sună la poliție, mașină, telefon. Mână, ziua, coleg. Bun, hai să vedem dacă vine poliția, dacă vine colegul. Stai să vedem pe aici. Vine încetuc. Da, hai că... e în spate, a? Până parchează, până în alta. Am înțeles, trebuie să mergem pe dincolo. Salut, colegul. Bună, aș avea și o întrebare. Uite, abia de-am intrat în poliție și am... uitat să-mi iau un taser la mine, de unde aș putea lua? Mai de pe mine. No, bun. Scuze-mă, colegul, a venit șeful care m-a ajutat. Bun, haide încă. Domnul, și nu avem nevoie de arme. Haideți încă-ți, vă ajută acum. Și e bună îmbrăcămintea asta pentru un cadet sau trebuie să mă schimb? Da, e bine. Contează, în general, trebuie să ai ceva care să arate că ești din poliție, nu contează neapărat. Da, da. Du-te, colegul, dacă... mulțumesc frumos. Zice sparând ID-uri. 120. Armură. Pistol 200, SMG. Arată că nu ți-am dat. Taser 1. No, bun, le-am luat. Mersi frumos. Stai să... inventar plin. Inventar. Arme. Body, mă. Te dai și înapoi, te rog? Ar fi o te mai. Mulțumesc. Ce? No, frumos îmbrăcăminte. Poate pe viitor o să facem și noi îmbrăcăminte. O să luăm și noi îmbrăcăminte asta. Mă duc să-mi pun și o armură, ca să fie și asta băgată. Distruge echipa, am înțeles. Na, în caz de ceva, pe aici. Ce fain armură ești, nămălaca. Deține polo. Hai că imediat ascult muzică în poliție. Mă duc cu voi sau... da, colegul. N-ai voie spate de singur, vină cu noi. Ah, ok. No, scuze-mă. Vină cu noi. No, bine, de știut. Să-ți spui centura. Nu am pus centura. Mersi frumos pentru că mi-a zis. Ești noroc că dacă ea se vadă într-un superior... Da. E bine, nu prea.
că oricum sunt înțelegător așa. Dacă e să îi rogi, de cea multe ori zic că nu, dar poate să-i prinzi, trebuie să-i pună gen să patrească ei. Dacă e să... Și pe unde patrulați mai mult, să zic așa? Păi, te plinești tu peste roțile astea din paletă și cum vezi pe cineva, pac, sirena, atragi pe dreapta, te prezinți. Vezi că dacă se întâmplă să fii cu diamantă în mașină, dar stai în dreapta, trebuie să cobori mereu. Coboară mereu. Okay. Tu când ai intrat în departament? Acum. Acum? Chiar acum. Am înțeles. Da, na, aș putea să văd de la voi la prima pacțiune ce faceți. Da. Nu, mersi frumos. Așa e cu cobor tu, da? Te recu și tu cu Bogdan dacă... No, bun, băieți. Haide că aici v-am lăsat. Și de acum încolo poți să mă vedeți în poliție, vă așteptăm în România Roleplay. Hai dă-i. Și da, v-am lăsat, vă pup. Ceau, ceau. Zi frumoasă aveți.